Primarul Timișoarec, Dominic Friț, anunță faptul că, odată cu sosirea verii, timișorenii vor avea parte de o nouă clinică orele modernă. Investiția vizează îmbunătățirea accesului timișorenilor la serviciile medicale esențiale. Clădirea clinicii a fost ridicată de la zero în 2 ani. Aceasta este dotată cu 10 cabinete cu echipamente medicale de ultimă generație, două săli de tratament și o sală ultramodernă pentru urgențe. De asemenea, studenții vor avea la dispoziție un anfiteatru pentru studiu. Totodată, noua clinică e conectată la actuala clinică construită în anul 1945. În ultimii trei ani, reprezentanții primăriei Timișoara au reușit să atragă împreună cu spitalele fonduri europene de peste 150 de milioane de lei care vor oferi servicii medicale moderne pacienților.